Bienala Națională de Artă Contemporană Gheorghe Anghel a ajuns la cea de-a doua ediție și a debutat astăzi cu un minunat vernisaj în care pictori cunoscuți din țară și din Mehedinți au expus lucrări de artă contemporană. Bienala este, după cum amintesc și organizatorii, o parte infimă a omagiului imens ce îi se cuvine marelui artist plastic, considerat a fi al doilea cel mai mare sculptor român după Brâncuș. Bienala, așa cum vedeți, este dedicată lui Gheorghe Anghel, născut în Severin, motiv de mare mândrie pentru noi severinenii, care are o recunoaștere totală ca fiind, după Constantin Brâncuș, cel mai mare sculptor român, un român de mare trăire și simțire și creație românească, un artist mare pentru care noi am făcut destul de puțin. Noi am discutat și despre edițiile viitoare, am discutat surprizele cu ăsta atunci, însă am convingerea că acest eveniment va crește, așa cum se spune și numele Bienalei, va crește odată Torian, sau din doi Torian va crește și va primi consistență. Bienala organizată la Drobeta Turnul Severin își propune de asemenea să aducă mai profund în atenția autorităților locale faptul că marele nostru artist plastic Gheorghe Anghel are și o casă memorială în Severin, clădire care se degradează pe zi ce trece și care ar trebui restaurată, pentru ca în viitorul apropiat această bienală să fie organizată chiar în casa marelui sculptor.